însă nu a avut curaj. Mâna lui era mai lentă ca gândul. În general, mâna unui gânditor trebuie să fie prudentă. L-am văzut și eu pe Ceaușescu de aproape, dar nu aveam pistol și, în general, niciun gând. Bunicul meu l-a văzut și el pe Ceaușescu, cum te văd și cum mă vezi, când a venit cu elicopterul la Osica într-o vizită de lucru. A coborât din cer pe stadionul comunal de fotbal în apropierea Căminului Cultural, de unde împrumutam Bocaccio la 12 ani. Eram băiețelul din Decameronul care se uita pe sub fustele literaturii. Și a vizitat ferma de vaci de la Ceabel, unde bunicul meu, Coande, era șef de atelaj, vestit Mirbidon. De fapt, îi spuneam Tica. Făcuse câțiva ani de pușcărie la canal, pentru că fus gestionar de Republică la posta lui Cârciumă, ar fi băgat mâna în avutul obștept. Unii mi-au spus mai târziu că motivul ar fi fost altul. Că ei știau că bunicul meu a fost gestionar și atunci ar fi fost mai mult gestionar dus la canal. Liberal legionar, ce mai conta? A săpat câțiva ani în stâncă, atunci s-a întors în sat, l-au angajat la colectiv, șef de atelaj pe un car cu boi frumos ca în Grigorescu. Seara venea de la muncă, băga plovanii în curte, se ruga, îi ducea în iesle. El care nu a pusese înainte de asta decât cai și pistoale. Acum avea boi, un bici prăpădit, și un butoi gol de 100 de vezi. Cu toate astea era vesel, lumea bea, noroc să dau cu paharul cu vin toamna, de la el am învățat, cum de la el am deprins să citesc pe cărțile pe care le împrumutat de la biblioteca statului din Căminul Cultural, unde mai târziu am citit eu 500 de cărți. Curios, în afară de Decameronul, nu mi-amintesc niciuna, dar mi-aduc aminte că bunicul meu citea o carte despre amiralul Canaris, grecul ajuns șeful serviciilor secrete naziste. Teme-te de greci, zic, dar fi mereu cu ochii pe nemți. Tata nu citea cărți, mereu pe drum cu dinamita și goana după resurse necesare poporului. Doar ziare și astea de sport. Pe urmă, când am publicat primele cărți, i le-am arătat, poezie, vorba președintelui Cării, nu-l interesau. Doar uneori îmi cânta, a venit din munț un vultur, și ne-a zis, români eroi, știu un prinț vitaș și tânăr ce ar veni cu drag la voi. Dacă ar ști ce se șoptește în cerul despre ei, destui poeți și arată de pașaportul. Aveam 10 ani, avea 10 ani când a plecat regele, mult mai mult când s-a întors în Nevada. Mama le-a citit, dar în acest pe an nu e vorba de ea. Poezia e o doamnă care ne cunoaște din leagăn până pe patul de suferință, însă noi nu vorbim, dem și ilustri decât despre bărbații din literatura familiei noastre.